Dumnezeu ne prelucrează așa cum dorește El. Și fiecare de noi care trecem pe aici, care dorim să aducem ceva înaintea lui Dumnezeu, avem posibilitatea să ducem o slujbă vrednică. O slujbă așa cum îi place lui Dumnezeu. Și dorim din toată inima să spunem, Doamne, doresc din toată inima să mă curățești. Amin. Doresc din toată inima să mă sfințești. Doresc din toată inima să dai putere, să vin în prezența Ta, să stau în prezența Ta. Și Domnul este cel care ne binecuvintează. Dorim să lăudăm pe Domnul cu o cântare spre slavă lui Dumnezeu. După această cântare, Vanessa cu Naomi au o cântare pregătită, Domnul să le binecuvinteze. După aceasta, fratele Petruți, să aibă un demn și să ne motiveze pentru următoarea rugăciune și zic ca Domnul să binecuvinteze. Amin. Amin.